asemenea scor? Bă, nu mă așteptam. Nu mă așteptam pentru că eu spuneam că echipa cu care ne batem la titlu are jucători valoroși. Nu mă așteptam pentru că lipsea și Coman. Era deja și Pantea, care e Pantea cu ajutor de bază la noi. Chiricheș nu, pentru că am avut surpriză chiar în Ghezana să fie chiar mai bun. Adică, na, m-a impresionat foarte tare în Ghezana. Și chiar ăsta, Daua, care zicea, dom'le, că nu poate în stânga, mai bine joacă de 5 ori în stânga decât în dreapta. Ați și nu avut dreptate cu Daua, până la urmă. Ați avut răbdare cu el. Ai văzut? Păi dacă îl vezi că are forță și viteză, mai greșește omul, mai le lucrezi pe celelalte, îi spui, bă, nu mai te arunca, dar are forță, are, mă, unul care are forță și n-ai ce să-i faci. Vine, bagă omul, te aruncă. Treci de el, bagă viteză, te ajunge din urmă. Ce, asta e. Asta am învățat la Pițurcă. 3-0 la pauză, 3-0 la pauză, 3-0 la pauză, vă gândeați că e 3-0 la pauză, poate fi 3-0 la pauză? Nu, dar, știi, nu prea mai am emoții la fotbal, dar acum aveam. Pentru că și cu Oman aveam emoții și am zis, Doamne, ori să am un 2-0 la pauză, să am emoții, ori dacă nu, să marchez ei, să fie 2-0 pentru ei și măcar că, ca să știu să nu mai am emoții, că îmi bătea inima, adică nu prea, în meciul ăsta nu pot să-mi dau seama de ce aveam așa. Aveam jucători valoroși, numai că e o problemă la ei, știi, adică i-am găsit foarte, nu știu, adică era 2-0 pentru noi, 1-0, 2-0 și ei nu făceau pressing, adică nu... Nu, și se întâmplă ceva acolo, nu mă interesează, e problema lor. Mindriță, parcă a jucat pe CSP, acum arăta pe teren. Nu mă bag să judec eu pe alții jucători. Dar l-am sunat pe Mihai Rotaru, nu? Păi l-am sunat, i-am dat mesaj, ți-am dat Nana cu rușinică, i-am zis, după aia, Mihaiță, nu răspuns, tată, nu ești corect, cu tare, ta. Astăzi, mă sunase el. Și am zis, bă, el, Rotaru, e un om foarte cuminte, un om foarte băia bună, adică rar mi-a dat să văd oameni cu minți așa, calitate, înțelegi? Bun simț. Și a zis, bă, Gigi, știi că două zile supărat, închid telefonul. Zice, dacă nu, păi zic, da, mă, dar noi am avut convenție. El m-a sunat el atunci, am dat na-na. Și eu am răspuns, bine, mă, stai. Zic, dar să răspuns. Și bă, dacă vrei, îți dau telefonul să o supăr nevastă mea, că eu nu... Că după meci, i-a zis, bă, după meci trebuie să ții telefonul deschis. N-ai voie acum să-l închizi. Nu, dom'le, că îl închidă, dacă îți dau, lasă-mă, nu e bine atunci. Lasă că să-ți dau ție nana și să-ți dau și după două zile nana. Acum, după meciul, ăsta, vedeți tot Craiova principala contracandidată? Nu, nu, pentru că e cam greu să-și revină. În primul rând și deja, acum noi avem, dacă mai câștigăm și meciul, face 7 puncte diferență. Și... În situația în care noi am jucat și cu el și cu CFR-ul. El are de jucat cu CFR-ul. Și cu mare, și cu Rapidul, mi se pare că are de jucat. Deci nu mai este pentru că nu o văd. Adică până să-și revină jucătorii ăia, e ceva acolo. Până își revin, până cu tare, luăm noi avans mare. CFR-ul, în schimb, este cu care ne batem, cred eu. Nu, mai au ieșit din cursă ceilalți. Sunt ieșiți din cursă că spune, doamne, că e campionat, e lung campionatul, dar noi nu ne mai împiedicăm, e greu să ne mai împiedicăm. Nu mai, adică CFR-ul e aproape de noi, cu ei ne batem și atâta, cred. Farul nu mai se pune problema, că ce, Farul? Acum noi avem 21 de puncte facem, dacă batem, ei au 9, 12, cât e? Da, e mult, 6 puncte în play-off, nu mai e nicio șansă, ce să... S-a rezolvat cu Cristi Ganea? Cu Cristi Ganea, da.